Doamnelor, pentru dumneavoastră, domnilor, avem aici câteva lucruri absolut senzaționale. Domnul Dan Hanganu este alături de noi. Bun găsit! Bine v-am găsit! Astăzi, pentru dumneavoastră, doamnelor, pentru dumneavoastră, domnilor, avem un mare pont pe care ni-l oferă domnul Hanganu legat de ceea ce înseamnă uleiul de cannabis. Atenție mare, uleiul de cannabis, despre de care ați auzit, își dezvăluie secretele chiar acum. Domnul Hanganu, ce aflăm astăzi? Aș dori în primul rând să vă spun că noi în România am reușit să avem un brevet mondial de invenție. Felicită. Suntem singurii care am reușit să facem ozonificarea uleiului de cânepă cu CBD. Ca să înțeleagă telespectatorii noastre ceva, pentru că este această mare confuzie, cannabisul este considerat un drog. De fapt, componenta psihogenă din cannabis este THC-ul. Ceea ce este substanța activă din punct de vedere medical este CBD-ul, care este o altă substanță din cânepă. Vreau să vă spun că produsele noastre sunt absolut sigure, sunt certificate în toată Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că noi am reușit să facem această ozonificare și am să vă spun de ce este importantă ozonificarea. Ozonul știți că este un gaz, este O3. Noi am reușit să introducem molecula de ozon în molecula de ulei și are o substanță care se numește ozonidă. Așa. Marele avantaj este acela că prin ozonificare se obțin trei efecte spectaculoase. Pe de o parte, crește absorția substanțelor active de 10 ori. Interesant. Deci dacă dumneavoastră folosiți o capsulă sau un unguent normal, neozonat, se absorbe undeva în jur de 20, maxim 30% din substanța activă. La noi se absorbe până la 95% din substanța activă. Felicitări! Un alt element foarte interesant este că prin ozonificare se trece foarte ușor de bariera dermică. Știți că noi avem pielea, este cel mai închis organ al organismului și are un rol de protecție extraordinară. Fără piele am fi fost morți mai puțin de 2 minute. Această barieră dermică nu permite pătrunderea în organism a substanțelor străine. Noi cu această ozonificare am reușit să trecem de această barieră dermică și ajunge substanța activă pe de o parte la 2,5 cm în interiorul organismului și ajunge direct în sistemul circulator. Și al treilea efect interesant este acela că acea biodisponibilitate, absorpția substanțelor și integrarea naturală în organism crește de aproximativ 5 ori prin această ozonificare. Ei, vreau să vă spun că noi am reușit să facem aceste produse undeva acum 3 ani. De acum 3 ani până acum, produsele noastre sunt implicate în numai puțin de 40 de studii internaționale. Felicitări! Cu rezultate spectaculoase pe afecțiuni foarte grave. Deci am să vă dau câteva exemple de studii care s-au terminat undeva în ultimul an. Este vorba de un studiu făcut în Israel pe un grup de 80 de paciente care după 6 luni au, pe cancer de sân, au avut remisie de 100%. Cu produsele pe care le aveți noastră în mână, Brain Regen, a fost un studiu făcut pe Parkinson, unde a fost o recuperare pe 70% din cazuri și Alzheimer cu recuperare pe 52% din cazuri. Poate vi se par niște procente nu atât de spectaculoase, dar vreau să vă spun că acestea sunt afecțiuni considerate incurabile. Și faptul că noi am reușit să, într-un studiu, să recuperăm 52% din acei pacienți, înseamnă enorm pentru cercetarea medicală. Și am să încerc să vă explic de ce acest CBD este atât de important pentru organismul nostru. Noi avem un sistem care se numește sistemul endocannabinoid în organismul nostru, care paradoxal a fost descoperit doar în urmă cu aproximativ vreo 15 ani. Acest sistem endocannabinoid face 3 lucruri foarte importante pentru organism. Primul este că este un modulator pentru sistemul imunitar. Și aici o să dezvolt un pic să înțelegeți ce înseamnă acest modulator. Sistemul nostru imunitar are nevoie de un radar. Deci, practic, sistemul endocannabinoid funcționează ca un radar și arată sistemul imunitar unde trebuie să intervină. Îi vine și spune, atenție, această celulă sau acest virus trebuie distrus. Și atunci sistemul imunitar intervine și distruge acea celulă nocivă pentru organism. Al doilea rol foarte important este rolul de neuromediator. Așa. Practic este cel care face, dacă doriți, lubrifierea legăturilor neuronale. Este vorba de... pentru că ceea ce se distruge în bolile neurodegenerative, în primul rând, nu este neuronul. El se distruge în etapa a doua. În prima etapă se distrug legăturile sinaptice, legătura între neuroni. Și pe acolo nu mai circulă informația. Da. Și se rupe această legătură.
Iar al treilea lucru foarte important pe care îl face sistemul endocannabinoid este, el funcționează ca un activator pentru celulele STEM. Celulele STEM sunt acele celule dediferențiate pe care organismul nostru le produce de când ne naștem până murim, dar ele sunt niște celule nediferențiate. Trebuie să vină cineva să-i spună acestei celule nediferențiate în ce fel de celulă să se transforme. Trebuie să-i dea informația, modelul în ce fel de celulă trebuie să se transforme. Asta face ca sistemul endocannabinoid să fie la acest moment cel mai studiat în acest moment în lume, pentru că el funcționează într-o gamă foarte largă de afecțiuni, multe dintre ele considerate chiar incurabile până în acest moment. Da. Și am să vă dau, aici am două produse foarte interesante. Acest brain și am văzut că aveți ceva pe care scrie antistres. Exact. Deci produsele acestea sunt făcute pe bază de CBD, dar am mai făcut ceva. Acesta este al doilea brevet de invenție al nostru. Am integrat în uleiul ozonat cu CBD uleiuri esențiale și terpene. Dacă uleiurile esențiale probabil știu mai mulți ce sunt, terpenele sunt convins că nu știu foarte mulți. Terpenele sunt substanțele foarte volatile care dau mirosul plantelor. Aha. Deci ceea ce mirosim noi când mirosim o plantă sunt aceste terpene. Ei, vreau să vă spun n-am că... N-am știut. Da. Practic, adăugând aceste uleiuri esențiale și terpene, am putut să mergem țintit pe niște afecțiuni. Și am să vă dau exemplu de cele două afecțiuni foarte interesante pe care le-am țintit cu aceste produse. Primul și cel mai comun este stresul. Deși nu este considerat o boală, propriu-zis, stresul, vreau să vă spun că el stă la baza aproape fiecărei boli din organismul nostru. Pentru că stresul în sine îl poți trata cu indiferență, dar dacă rămâne o perioadă mai mare de timp, stresul acesta duce la dezechilibre foarte grave în întregul organism. Și vreau să vă spun că acest produs antistres se adresează în special persoanelor depresive. Trăim niște vremuri foarte ciudate care suntem bombardați în permanență cu știri negative, în care trăim într-o lume din ce în ce mai rapidă, în care ne adaptăm din ce în ce mai greu și asta nu face altceva decât să ducă la un stres asupra organismului nostru. Domnul Hanganu, fără niciun fel de discuție, vreau să vă întreb cum se folosesc aceste produse. Despre stres nu mai trebuie să vorbim, toată lumea îl resimte. Picăturile, cum se folosesc, cum trebuie făcut? Am să vă arăt foarte simplu. Deci, produsele noastre sunt niște sticluțe speciale. Acestea sunt niște sticluțe de cobalt. Pentru Așa. Că ele nu permit trecerea razelor ultraviolete pentru a asigura stabilitatea produsului. Interesant. Și ele sunt prevăzute cu un pulverizator. Aha. El practic se pulverizează în gură. Ah, se trag niște pufuri. Două pufuri. Da. Se ține în gură 3-5 minute, timp în care se absorbe. Se ține în gură 3-5 minute. Da, se clătește pur și simplu gura cu el, după care ideal ar fi să-l înghițim. Dacă gustul nu ni se pare foarte bun, putem să-l eliminăm, dar oricum în astea 5 minute se absorbe cam 92-95% din substanța activă. Dacă îl înghițim, mai câștigăm un 10%, să spunem, din substanța activă. Am înțeles. Dar ce este foarte interesant legat de stres, pentru că asta voiam să subliniez, este că acest stres permanent duce la, dacă doriți, reduce eficiența sistemului imunitar. Deci duce la, crește, dacă vreți, sensibilitatea noastră față de diverse boli. E adevărat. Și acum venim spre ceea ce înseamnă bolile mai grave. Bolile mai grave înseamnă bolile neurodegenerative. Aceste boli sunt cele mai cunoscute sunt Parkinson, Alzheimer, dar și accidentele vasculare. Da. E, aici o să încerc să vă explic, în câteva cuvinte simplu, cam ce se întâmplă în interiorul creierului nostru. Vă rog. În primul moment, atunci când începem să îmbătrânim sau se produce o dereglare la nivelul unei sinapse, prima dată se rupe legătura neuronală și pe acolo nu mai circulă informația. Și aici intervine prima acțiune a acestui produs. Se încearcă o neuroplasticitate. Ce este această neuroplasticitate? Este ca atunci când mergi pe Waze și ți s-a întrerupt drumul, da? Și Waze-ul îți dă o rută alternativă. Așa. Deci folosind alți neuroni din vecinătate, se încearcă crearea altor legături neuronale prin care să poată circula informația, în așa fel încât informația să ajungă de la receptor. Tot acolo. Exact. Deci practic se caută o rută ocolitoare, dacă doriți. Fenomenal. Aceasta este neuroplasticitatea. Al doilea lucru foarte interesant este că până acum aproximativ 10 ani se credea că neuronii, se știa că ei mor într-un ritm foarte accelerat pe măsură ce înaintăm în vârstă. Da. Și se credea că ei, odată morți, nu se mai pot regenera. Așa este. Asta și-am învățat la școală. Ei, vreau să vă spun că cercetările din ultimii 10 ani au demonstrat că neuronii se regenerează. Prin acel fenomen de care vă spuneam, cu ajutorul celulelor STEM, se creează acești neuroni și se creează noi legături neuronale. Ce înseamnă acest lucru? Pentru o persoană foarte grav bolnavă,
spre exemplu, să luăm Alzheimer sau Parkinsonul, da? Deci, pe de o parte, persoanele respective încep să își recapete memoria, deci să refacă legăturile neuronale ale memoriei. După care încep să fie foarte prezenți în spațiu, deci încep să-și dea seama unde se află, să identifice în mod corect punctele cardinale, după care încep să scape de acele tremurături care sunt frecvente în, da, în Parkinson. Ei, vreau să vă spun că încep să recunoască persoane din jurul lor. Deci am avut foarte multe exemple în care părinții nu-și mai recunoșteau copiii în fazele avansate de Parkinson sau de Alzheimer. Sau am avut cazuri, niște accidente de circulație cumplite în care au fost efectiv secționate anumite zone ale creierului, da, și s-a reușit refacerea circulației informației și recuperarea în mare parte a pacienților respectivi. Deci vreau să vă spun că aceste produse pe bază de CBD sunt la acest moment cele mai studiate substanțe, vorbim de lumea medicală. Absolut. Și rezultatele sunt foarte încurajatoare. E adevărat că, în general, aceste studii medicale durează foarte mulți ani și costă foarte mult. Din acest motiv, noi, din păcate, în România nu putem să facem studii, pentru că ele sunt foarte scumpe. Spre exemplu, studiul în Israel, de care v-am spus, a costat undeva în jur de 15 milioane de dolari. Fantastic. Și, dar rezultatele sunt foarte interesante și ce este culmea este că noi suntem singurii producători din lume. Deci România... Din lume. Deci noi aceste produse le exportăm în proporție de 96% din producția noastră pleacă la export. Fenomenal, felicitările mele. Suntem, dacă doriți, cel puțin în lumea medicală, din afară, probabil cei mai cunoscuți români. Pentru că aceste produse, pe lângă faptul că CBD-ul este foarte studiat, faptul că noi am reușit să și ozonăm acest CBD, a dus la o creștere de 10 ori a eficienței produselor. Și noi ne continuăm această evoluție. Deci mergem în general pe zona afecțiunilor foarte grave, unde erau considerate boli incurabile, cu rezultate foarte bune. Să vă mai dau un exemplu foarte interesant apropo de antistres. Deci antistresul a fost un produs pe care nu l-am testat, a fost testat de fapt în Statele Unite pe o mare companie pe 30.000 de angajați. Unde persoanele respective, după ce au început să consume acest produs, pe de o parte au constatat o îmbunătățire a somnului. Deci 86% dintre ei au raportat îmbunătățirea somnului. Toți au raportat îmbunătățirea relațiilor cu colegii și în familie. Deci oamenii erau mai calmi, mai relaxați și asta ducea la o mai bună comunicare. Dar rezultatul cel mai interesant... Vă referiți la produsul antistres, da, ca să zic. Da. Rezultatul cel mai interesant a fost ceva ce noi nici n-am urmărit prin studiu. Anume că persoanele care au făcut acest studiu nu s-au mai îmbolnăvit. Deci de unde persoanele care lucrau în firma aceasta aveau o rată de îmbolnăvire undeva în jur de 12-13% din personal se îmbolnăvea de-a lungul timpului, în următoarele 6 luni rata de îmbolnăvire a scăzut sub 2%. Ceea ce ne-a dus la ideea foarte interesantă că dacă reușim să combatem stresul, practic reușim să eliminăm o principală cauză și pentru alte afecțiuni. Iar lucrul mai interesant pe care l-am făcut, pentru că Brain Regenul este un produs, dacă doriți, mai puternic decât antistresul. Cu Brain Regen am avut niște rezultate pe care noi le considerăm chiar incredibile. Puneam de aceste persoane cu Alzheimer, cu Parkinson, dar am avut niște rezultate foarte interesante pe persoane care au avut accidente cerebrale. Știți că atunci când are loc un pacient suferă de un accident cerebral, în general este distrusă o zonă a creierului și se pierd foarte multe funcții motorii. Se considera până acum că ele sunt pierdute definitiv. Da. Ei, vreau să vă spun că s-au reușit recuperarea într-o proporție de peste 70% din cazuri pentru aceste, hai să spunem, recuperarea acestor zone afectate ale creierului. Și asta poate fi folosită și pentru prevenție. Ca să vă spun sincer, și eu consum acest produs preventiv. Iau de 3 ori pe zi câte un puf. Așa. Foarte frumos. Și deci îl cam ăsta ar fi regimul pentru folosire de prevenție. Da, în regim de prevenție. Da. Deci eu îl recomand oricui. Este un produs care îți dă foarte multă energie și foarte multă energie pozitivă. Dar în același timp este foarte bun și în afecțiunile foarte grave. Și vreau să vă spun că avem acum o combinație de produse. Deci pe lângă produsele acestea, mai avem niște produse care se numesc Ciupercă Agaricus Blazei Muril. Aceste ciuperci, vreau să vă spun că au un rol foarte interesant, ele combat în special efectele adverse ale chimioterapiei. Așa. Și funcționează foarte bine pe combinație, deci CBD-ul de 2000 sau de 3000, care este cel mai concentrat CBD natural obținut la acest moment în lume, împreună cu aceste ciuperci, vin și au, deci cel puțin pe cancere de gradul 2,
și 3, pe 4 nu s-au făcut studii, pentru că nimeni nu acceptă studii pe cancer de gradul 4, au o rată de succes undeva la peste 80%, ceea ce este enorm. Da. Enorm este. Da. Vrei să zici ceva? Da, dacă cumva se iau în cantități un pic mai mari, nu știu. Bun. Nu sunt probleme cu poliția că vine nu, și nu, pune de, o fiolă. Ca să înțelegeți ceva. Ceea ce monitorizează poliția este acest THC. Așa. Aceste produse nu au THC în ele, ele au CBD. Am și aici vreau să vă spun că este și un merit deci al CBD. Este, dar nu e același lucru. Deci da? Nu este același, nu dă dependență, nu are efect psihoactiv, nu are treabă cu poliția. Și mai e foarte bine, vedeți, e o întrebare da, pertinentă cu care noi ne confruntăm zilnic. Ca să înțelegeți ceva, acea plantă psihoactivă se numește cannabis indica, da? Și ea nu crește în România, pe de o parte. Mm-hmm. Pe de altă parte, noi nu folosim așa ceva, da? Da. Deci noi folosim așa numita cânepă industrială. Și vă dau o informație interesantă. Până la Revoluție, România era cel mai mare producător de cânepă din Europa. În acest moment nu mai există în afară de noi nimeni în România care să folosească în mod intensiv cânepa. Și noi încercăm, cu ajutorul cercetării, pentru că aici este foarte important să spunem că în spatele acestor realizări stau niște colective fantastice de cercetători, de medici, de farmaciști, toți românii, toți oameni care fac ceea ce fac din pasiune, am reușit să obținem aceste brevete mondiale de invenție și în acest moment avem pe piață, deci Hemmed Pharma are pe piață 20 de produse în acest moment și vom ajunge probabil la un număr de 25-30 de produse. Evident, doamnelor și domnilor, în legătură cu toate afecțiunile și toate bolile extrem de grave, e limpede ceea ce propune domnul Hanganu, este o întărire a procesului de vindecare. Evident, mergeți la doctor, acest tot ceea ce trebuie, ascultați medicii, luați toate, faceți toate analizele. Evident, ceea ce vă propune domnul Hanganu este o completare firească, naturală și foarte profundă a procesului de vindecare. Sigur, deci cu certitudine îi poate ajuta. Noi în acest moment neavând suficiente studii, pentru că aceste studii durează undeva între 10 și 15 ani. Ca să poți să afirmi cu certitudine că ai un produs care este 100% eficient, spre exemplu, într-o boală foarte gravă, îți trebuie 10-15 ani de cercetare. Noi facem în acest moment de aproximativ 5 ani cercetare pe aceste produse. Okay. Și bineînțeles că nu vrem să intrăm nicio clipă să spunem că aceste produse... Nu, ele se completează. Exact. Sunt complementare pentru tratamentele pe fără care pacienții... Un minut de concluzie va mai avea domnul Hanganu după câteva minute de publicitate și cu întrebările voastră. Informații absolut senzaționale, doamnelor și domnilor, pe care ni le oferă domnul Dan Hanganu în legătură cu beneficiile uleiului de cannabis și a lucrurilor pe care le-a generat acest ulei prin prelucrarea, prin brevetele pe care domnul Hanganu și echipa sa le-au reușit în legătură cu ameliorarea și îmbunătățirea fantastică a unor diagnostice extrem de dure, a unor bori care păreau irreversibile. Mai avem încă două, trei minute în care domnul Hanganu sintetizează alte informații esențiale pentru voi cei de acasă. Dacă ar fi să trag o concluzie în cele două minute pe care mi le-ați acordat, aș spune că în acest moment uleiul ozonate cu CBD sunt, dacă doriți, cea mai mare speranță pentru bolnavii din România și nu numai din România. Vă spuneam că noi exportăm foarte mult. Este, dacă doriți, substanța cea mai cercetată în lume în acest moment și oferă o mare speranță bolnavilor, inclusiv de boli care păreau incurabile până în acest moment. Fie că vorbim de boli grave, neurodegenerative, fie că vorbim despre tumori, fie că vorbim despre refacerea celulelor distruse, despre refacerea încheieturilor distruse. Este o substanță minunată acest CBD, iar noi la Hemmed Pharma chiar am reușit să facem lucruri deosebite și nu ne oprim. Ne străduim să lansăm într-un rit de câte 2-3 produse pe an, produse noi pe care le cercetăm și care vin să ajute un număr mare de pacienți. Este un mesaj extrem de puternic și o modalitate de a căuta să mergem și să ne întoarcem către natură. Și întotdeauna am fost și eu și familia mea, am pledat pentru faptul că ceea ce fac doctorii este extrem de important, dar numai întoarcerea noastră la natură ne poate face să ne revenim cu adevărat la un nivel optim. Absolut, din punctul meu de vedere, felicitări, domnule Hanganu, pentru pentru aceste produse dedicate, ați înțeles, stresului, stimulării creierului, dar și ameliorării unor diagnostice.
care în acest moment și pentru părinții și pentru noi par a fi fără întoarcere, dar iată că se poate. Există speranță. Asta e cel mai bine. Doamnelor și domnilor, domnul Dan Hanganu cu informații esențiale. Îl așteptăm cu mare drag și a doua oară.